Neața, în fiecare zi avem de jucat între noi, dar aveți voi de câștigat. Viză de America este concursul pe care vreau să vi-l aduc din nou în atenție. Acest rucsac oficial, exact la cu care merg concurenții, plus un abonament de un an la Antena Play, pot fi ale tale. Dacă intri pe vizadeamerica.a1.ro, ne arăți că ești super fan și răspunzi la întrebarea pe care noi o punem în fiecare zi aici. Iar la final poți fi chiar tu cel care merge împreună cu viitorii concurenți în următorul sezon de America sau, cine știe, Africa Express sau Asia Express. Cine mai știe, știm. Vedem, aflăm. Întrebarea de astăzi la care trebuie să răspundeți, dacă v-ați uitat aseară la emisiune, este de cine s-a îndrăgostit prințesa din legenda pe care trebuia să o reconstituie jucătorii concurenții ieri. La asta trebuie să răspundeți pentru mâine. Cei care au răspuns la întrebarea de ieri, printre cei care au răspuns la întrebarea de ieri, se numără și Mihaela. Bună dimineața, Mihaela! Bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela! Fană America Express, Asia Express? Da. De ce îți dorești să ajungi acolo unde se va întâmpla data viitoare? Să trec experiența concurenților. Păi da, dar o să ai de mâncare, nu o să stai pe drumuri așa cu ei. Hai să încercăm astăzi să vedem dacă câștigi ce avem noi în stânga. Avem doi concurenți pe care îi lăsăm să se joace astăzi. Eu nu mă mai joc, că toată lumea alege pe mine. Ramona e câștigătoarea antitra, are titlul la acest joc. Am fost dat afară din jocul acesta pe câștig. Ristei, Ramona, echipa a fost scindată. Da. În stânga l-avem pe Răzvan, în dreapta l-avem pe Dani. Tu trebuie să alegi cine crezi că va câștiga jocul nostru. Cum se cheamă asta? Țuc, muc? Cum se cheamă? Se cheamă muc și puc. Muc și puc. Muc și puc, să capacă a fost ieri. Așa. Cine crezi tu că o să câștige jocul, iar dacă nimerești câștigătorul, o să câștigi și tu abonamentul ăsta la Antena Play și rucsacul oficial America Express? Îl aleg pe Dani. Îl alegi pe Dani. Păi, uite cum te las eu fără de unde ești. De unde ești? Din ce localitate? De Lugoș. Din? Din lângă Lugoș. Cireșul. Cireșul, de lângă Lugoș. Cireșul. Păi am luat Galați Lugoș de două zile, numai așa jucăm. Așa s-a făcut legătura. Am Mihaela, înțeles. Dacă Dani câștigă, ai și tu premiul ăsta de la noi. Începem în 3, 2, 1, start. Toate pucurile trebuie să treacă... Ușor, toate ale mele sau toate ale mele? Trebuie să treacă ale tale, toate în partea cealaltă. Vrei să-ți arăt cum... Dani are 2. 2. Răzvan recuperează. Ăștia au țintă, mă, fii atentă, că au nimerit din prima. Băi, mi-ai scos, uite, uite. Aveți voi să vă scoateți pucurile. Câte sunt aici? Eu m-am uitat, m-am luat după Ramona, să știți când... Te-ai uitat la mine, ha? Tu dai acolo, că te ajut eu, ia. 1, Ramona, 2. De ce e cu ajutor? Dani mai are 3. Dani mai are 3, Răzvan nu știu cât mai are, că mai are... Că tu ai învățat. A, 5. Răzvan le ține în mână, nu vede. Le-am băgat înapoi, mă, că asta e șmechirie să-i lege. Dar nu le-am băgat înapoi, ale mele, vezi, de ale tale, Răzvan. Mă, dar asta e și frumusețea jocului. Nu există frumusețele în jocul ăsta. Asta, Răzvan, le iei înapoi. Lasă-le, lasă-le, lasă-le. Nimeni nu juca nimic cu el? Da. De ce? Uite, că avea alte reguli. Și avea o carmă obosită. Tu ai văz un pupăzat, Răzvane, că dai dintr-o parte. Nu, dar vreau să o las pe femeia bine. Asta să câștige. Da, asta e vina la supremă. Dacă Dani nu vede bine, mă, de ce jucați la găurică cu el? Unde sunt ochelarii? Faceți găurica mai mare. Gata, Dani a terminat. Am terminat mult. A câștigat Dani, Mihaela, ai câștigat... Uite-ți ce la el pe masă. Dar ai avut simtă mult, s-au dus. A jucat frumos la spectacol, am ți-am băgat două înapoi ca să refaci jocul ăsta. Lasă, ești un băiat strângător. Ești un băiat. Mi se pare normal că... Lasă-l. N-aveți... Hai mai facem două din trei, nu facem no, trei. Nu. Puteți să faceți băiat. Asta s-a întâlnat la capace, dar nu așa, trebuie să dăm cu fiecare din trei. Jucăm pe pauză. Cât timp îți... Nu le recuperăm de aici. Dar pe... Voi începe să jucați. Da. Că eu îi zic Mihaele că a câștigat premiul de la vizadeamerica.a1.ro. La viza de Lugoș o să facem în curând. Rucsacul și abonamentul merg la tine, Mihaela. Mulțumim că ești telespectator și de Neața și de America Express. Avem revanșa? Mai joc? Vă las un pic. Păi stai, schimbă. Pe tu ce le-ai făcut aici, ți-ai făcut seama. Pleacă de aici, vezi de treabă. Hai să luăm o pauză. Îi lăsăm să joace și vedem după pauză rezultatul. 1-0 pentru Dani momentan. Pauză.